Bună dimineața și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi începem cea mai distractivă parte, mai exact amenajarea grădinii. Au venit băieții care se ocupă de grădină, de la Grădini Domnești, care au început deja să niveleze cu tăvălugul tot terenul în mare parte și pe lângă asta să formăm și aceste alei care cred eu că se arate foarte, foarte bine. Un separator de gazon, mai exact, cred că așa se cheamă dacă nu mă înșel, dar nu, n-ar trebui să mă înșel, pentru că tot eu le-am cumpărat. Și după cum vedeți aici, am o alee deja formată, care arată cam așa, pe unde o să vină frumos doi pași din aceștia. Sunt două dale, pur și simplu, de 60x60, cred, sau 40x40, cred că mai degrabă 40x40. Și vor veni frumos două dale și pe mijloc piatră. Sub acesta, bineînțeles că o să avem folie pe care o vom monta. Așa va arăta în mare parte aleea. Am făcut o prostie aseară, cu toate că n-a fost ceva intenționat. S-a luat curentul și din cauza asta s-a resetat practic internetul, să zicem așa, și pe lângă faptul că s-a resetat internetul, s-a resetat și controllerul de grădină. Și în momentul ăla a pornit picurătorul și de aseară, de la ora 7:30 până acum, cred că a stat picurătorul pornit și avem o mică problemă din cauza asta, nu știu cât de bine observați, dar acolo, după cum se vede, este pământul foarte ud, lucru care nu e tocmai bun, mai ales acum că vreau să nivelez și să dau cu gazon, dar asta este. Și pe lângă faptul că nu este tocmai bun pentru gazon, nu este tocmai bun nici pentru gardul viu, pentru că are foarte multă apă și problema e că apa nu se duce foarte, foarte bine, nu se filtrează și atunci avem o oarecare problemă. Dar asta e, ușor, ușor le facem pe toate și avansăm. Sper eu ca la sfârșitul săptămânii acesteia să avem finalizată și grădina. O să băgăm piatră în buzunarul acela pe care vi l-am mai arătat până acum, buzunarul jardiniera de pe lângă casă. Hai să vă mai arăt de fapt un pic jardiniera și să vă arăt ce plante am pe acolo. Dar momentan abia aștept să văd cum o să iasă aleea asta. Am aici doi copaci, două salci japoneze, așa se cheamă, care cred că o să arate super mișto în momentul în care o să fie crescute, pentru că o să fac o coroană așa rotundă și cu niște flori frumoase, alb, rozulie, așa, nu știu, îmi plac plantele cei drept. Dar am tot amânat această etapă, pentru că până la urmă grădina se face fix ultima etapă, când ai terminat cu absolut tot. Mai ales că am avut multe chestii de făcut, am făcut și pergola, am făcut și piscina și atunci tot intrau utilaje și am băgat și pământ, o grămadă de pământ și nu puteam să mai avansez sub nicio formă cu alte lucrări în cadrul grădinii. Hai să vă arăt jardiniera asta de care sunt foarte mândru și să vedeți cam ce am făcut aici. Am făcut o inginerie, să zicem, agricolă, pentru că aveam foarte mult pământ de încărcat și trebuia să mă ridic până la nivelul pavajului. N-am vrut să fac asta și atunci am făcut practic un pas natural, un pas care ulterior l-am transformat în jardinieră și fondurile mele până la urmă sunt limitate și atunci am făcut treaba asta pe care o vedeți aici. Acolo este prima bordură, după care avem bordura de la pavaj. Eu în mod normal ar fi trebuit să mă ridic până la bordura de la pavaj. Dar ar fi fost un lucru destul de costisitor treaba asta și atunci... Chiar și așa am băgat vreo 10 mașini mari de pământ de 18 metri cubi, lucru care este destul de costisitor, trebuie să înțelegeți și să știți asta. Cu ajutorul acestei jardiniere pe care o vedeți aici, pe care ulterior am transformat-o în loc de plantat diferite chestii, să mai arate frumos. Acum o să venim cu folia aceasta pe care o vedeți aici, folie de antiburuieni. O să o punem frumos, peste care o să venim cu piatră și atunci o să arate senzațional. Nu o să punem piatră Tasos, pentru că este foarte costisitoare, o să punem o piatră gri, colțuroasă așa, care din punctul meu de vedere o să arate foarte bine și aceea și ulterior, dacă nu ne place, asta e situația, o să rămână, nu e absolut nicio problemă, dar din câte am mai văzut eu pe alte surse de design, o să arate foarte bine. Magnolie, lavandă, care lavanda asta, sincer să vă zic, a crescut extraordinar de mare, nu înțeleg de ce, dar arată foarte bine. E nupăr, iarăși lavandă, e nupăr, iarbă de pampas, care mie îmi place foarte mult în momentul de față, așa că am pierdut din culoare pentru că a ieșit din starea de vegetație și am luat și pietroiul ăla, ce m-a lovit la unghi. Aici avem niște buxuși micuți care nu sunt extraordinari și un buxus mai mare aici și în mare parte cam asta e toată situația. O să mai facem aici, în partea dreaptă la gard, o să vin probabil cu niște mure sau zneură, ceva de genul. După care am cam terminat. După cum vedeți și gărduțul nostru, inclusiv poarta de la Todome, arată foarte bine. Și îmi place că am făcut aleile astea late. Aici o să vin tot cu un paș din aceea,
dar o să-i las pur și simplu cu iarbă, nu o să mai fac separarea. Sincer să vă spun, am luat cam puține separatoare din acelea de gazon și am zis că nu e cazul să mai cumpăr, o să le las așa și o să fie cu iarbă printre și o să arate foarte bine și acolo, deci asta e situația. După care, aici puteți să vedeți deja că am nivelat, au nivelat băieții deja cu tăvălugul, cât de cât. Sunt tare curios să văd cum o să arate la final, pentru că acolo e toată șmecheria. Sunt entuziasmat, sincer să vă zic, cel mai mult de etapa asta, pentru că este etapa în care o să schimbe cu totul curtea în general, mai ales acum că am pus și copaci, pe care puteți să-i vedeți aici în spatele meu. Aici la fel, piatră. Și aici, în față, în fața casei, la fel, o să fie doar piatră până acolo și atât. Pentru că din punctul meu de vedere avem suficientă vegetație și nu mai e cazul să mai punem și acolo. O să mai pun aici 2-3 plântuțe și cam asta e tot cu plantele și cu vegetația. Toată curtea este mare parte automatizată prin aspersoare, controller de la Netro care poate fi controlat individual fiecare zonă din telefon. Dar de asemenea și picurătorul este pus pe o zonă separată, deci nu avem nicio problemă. Singura chestie cu amenajarea curții o să fie suflatul frunzelor în momentul în care cad copacii. După cum vedeți aici în oglindă, deja la arțarii ăștia au cam căzut toate frunzele și abia aștept să-i văd în primăvară, sper eu, să înflorească. Pentru că, sincer să vă zic, au fost niște copaci destul de mari, au fost niște copaci de 4-5 metri și am așa emoții. Nu știu sigur dacă o să înflorească sau nu, dar o să vedem treaba asta în primăvară. Sper să se prindă toți. Toate plantele pe care le-am luat până acum, le-am luat de la pepiniera Călugăreni și în general nu prea am avut probleme. Acolo am reușit să găsesc cam cele mai mici prețuri, cu toate că sunt și alte pepiniere, sunt și alte zone în care putem să cumpărăm plante și mai e o pepinieră la Bolentin Vale, în cazul în care vă interesează, de unde am luat plantele pentru jardinieră și din fericire acestea absolut toate s-au prins. N-am avut nicio plantă care nu s-a prins din astea. După cum vedeți, pământul aici, pământul în partea aceasta, este foarte, foarte ud datorită picurătorului și datorită faptului că a funcționat de la ora 7:30 seara până acum. Asta este, băieții au înjurat puțin, că e normal. După care s-au reprofilat și s-au apucat să facă aleile și ce mai era de făcut pe aici, inclusiv să pună piatra, care oricum trebuie finalizată și aceasta. Dar da, îmi place, începe să arate curtea din ce în ce mai bine. Și până una alta puteți să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja până acum, să vedeți alte episoade din seria Casa Pablo și nu numai, toate aventurile mele neisprăvite de foto, web design și așa mai departe și toate nebunile pe care le fac pe acest canal. Și o să revin un pic mai târziu cu update-uri. Ei bine, vreau să vă arăt acum un dispozitiv pe care l-am primit de la Le Grand România, care, sincer să vă spun, la prima idee, la prima vizionare, nu prea mi-am dat seama ce este. Este vorba despre un bloc multipriză pentru TV cu protecție. În cazul în care îți cade curentul sau ai probleme de genul ăsta, îți elimină toate nesiguranțele, să zicem, în cazul în care îți faci griji că se poate întâmpla ceva cu televizorul tău, spre exemplu. După care vreau să vă arăt două aplicații pe care le folosesc de când a început iarna, foarte tari, una pentru încălzirea casei și cealaltă pentru administrarea grădinii, să spunem așa, da? Le Grand, din câte am văzut eu, este un producător destul de mare de chestii electronice, mă rog, ceva de genul. Este un fel de cub pe care îl pui, să zic, pe vitrină, pe noptieră, pe corpul pe care ai televizorul, tocmai pentru a putea ascunde în cazul în care vrei să bagi Xbox, vrei să-ți bagi, nu știu, o boxă și așa mai departe, le poți ascunde ușor. Cam așa arată jucăria, după câte văd, este făcută dintr-un fel de plastic tare sau chiar un fier, aș putea spune. Se trage pur și simplu așa, pac, înțelegeți? Se trage și aici avem prizele, ia să ne uităm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prize. Aici are un buton de unde se aprinde și se pornește și protecția la trăsnet sau, mă rog, protecția la scurt circuit, să zicem, da? În momentul în care ai băgat toate prizele, pur și simplu bagi chestia asta aici, capacul și o pui așa pe spate, da? Și atunci, practic, toate cablurile tale care intră aici nu se mai văd. Dar ce mi se pare mult mai tare de la acest producător este partea de electrică. Din câte am văzut, au niște prize mult mai mișto decât ce am cumpărat eu de la Dedeman, să nu dăm neapărat numele producătorului.
dar sunt cam cei mai buni când vine vorba de partea de electrică a casei. E posibil să mă tenteze la un moment dat să schimb toată electrica în casă, întrerupătoare, prize și așa mai departe. Momentan, având în vedere că doar ce m-am apucat de treaba asta, n-aș putea neapărat să zic că aș vrea să fac lucrul ăsta. Dar hai să revenim, cam ăsta e produsul, după cum vedeți, destul de tare și interesant, arată ca un Xbox negru sau ca un Mac Mini, dar este de fapt o multipriză cu 8 porturi pentru televizor, cu ajutorul căruia îți poți și proteja device-urile, pentru că are o protecție împotriva scurt-circuitelor. Bun. Ei bine, și acum vreau să vă arăt două aplicații. O să pun aici în ecran, pe partea stângă, o să fac screen recording-ul de pe telefon și o să vă arăt cele două aplicații. Prima este aplicația de încălzire a casei și vreau să vă arăt zonele pe care le-am făcute eu în momentul de față, care sper eu să reducă destul de mult cheltuielile când vine vorba de încălzirea casei cu gaz, pentru că avem gaz, da? În momentul de față avem așa, living, și toate programele sunt făcute customizate, în mare parte pentru fiecare încăpere în parte, în funcție de nevoile noastre. Adică în birou, spre exemplu, dacă eu stau în general în birou între ora 2 și, nu, de fapt între ora 4 și 6, ceva de gen, sau 4 și 8, sincer să vă zic, nu prea încălzesc deloc birou, adică nu prea dau căldură, căldura este dată foarte puțin, dar o să începem cu livingul, unde avem așa, am un program la ora 7 să se reducă căldura la 22 de grade, iar la ora 8 dimineața să crească temperatura la 24 de grade. În birou, după cum spuneam, în general încerc să țin o temperatură de 23 de grade și la fel, am pus la ora 8 să ajungă la 23 de grade și la ora 7 să scadă sub 22 de grade dacă e cazul. În camera oaspeților, în general, nu prea este folosită aceasta, de aceea temperatura optimă setată în camera oaspeților este de 22 de grade pe timpul zilei și în mare parte cam așa rămâne până vine cineva la noi. Atunci când vine cineva la noi, de obicei cu 4-5 ore înainte, îi dau drumul să ajungă la 24 de grade și cam asta e. Baia mică, baia mare de sus de fapt, avem o temperatură setată de 24 de grade la ora 7, pentru că în jur de ora 8-8 jumate ceva de genul îi facem baie copilului și trebuie să fie temperatura relativ optimă pentru asta și după ora 21 să scadă la 22 de grade, adică să nu mai fie încălzită camera respectivă, da? Care l-am programat tot în felul următor, mai exact la ora 21, la ora 19 să crească temperatura până la 24 de grade, la 9 să scadă la 23 de grade și de la ora 7 să scadă la 22 de grade. Sunt tare curios să văd, pentru că în primul an se spune că este destul de rece casa, pereții, pardoseala și așa mai departe și trebuie să vedem dacă se vor schimba, dacă vor exista modificări din punctul ăsta de vedere al costurilor. Pentru că pe anul trecut, din câte mi-aduc aminte, costul a fost undeva la 3.000 de lei, ceva de genul, pe toată iarna, adică aproximativ 6 luni. Ceea ce, nu știu, mie nu mi se pare un cost atât de mare, vorbim de aproape 500 de lei pe lună, dar sper eu ca luna asta, anul ăsta să se reducă mai mult, dar rămâne de văzut asta, oricum o să fac un update la finalul iernii, cu ce cheltuieri am avut, pentru că sunt și eu curios. Aplicația cu numărul 2 se cheamă Netro și este aplicația cu ajutorul căreia controlez toate zonele de irigat în cadrul grădinii. Mai exact, am aplicație pentru aspersoarele din lateralul casei, din spate, din jurul piscinei, din jurul căsuței câinilor, despre care poate să fac și despre asta un episod. Am de asemenea control individual pentru picurător. Picurătorul am pus unul singur de jur împrejur, inclusiv pentru gardul viu, pentru copaci, pentru platani pe care i-am pus, dar și pentru jardinieră. Și toate astea sunt controlate dintr-un singur buton. Nu trebuie să ies afară, nu trebuie să mă mișc prea mult, lucru care nu e tocmai optim pentru mine, dar sincer îmi plac foarte mult automatizările și chestiile de genul ăsta tehnologice și atunci am făcut asta. Și a treia aplicație bonus pe care vreau să vă arăt este Meros, care este aplicația cu ajutorul căreia pot controla ușa de garaj. Momentan am doar un singur senzor pus pe ușa de garaj, dar în continuare cred că o să mai pun încă unul pe cealaltă ușă de garaj și voi putea să deschid absolut în orice moment ușa de la garaj. Și a și fost o situație în care s-a întâmplat lucrul ăsta și pentru care am avut nevoie de asta. Mai exact, am fost odată la mare și Pabli era suficient de mic atunci încât a închis ușa de la terasă și a rămas încuiată pe afară Andra. Și în momentul ăla noroc a reușit să mă sune, pentru că, ce să vezi, voia să spargă geamul. Și băiatul a deschis frumos ușa din telefon, pac, și a intrat în garaj și am rezolvat problema.
și a scos banii, să spunem așa. Pe lângă asta, în momentul în care ies afară, de cele mai multe ori n-am niciodată cheia de la garaj cu mine, pur și simplu deschid din telefon și la revedere. Cam atât pe scurt momentan de aici de la Casa Pablo, sunt foarte multe lucruri de care sunt entuziasmat, dar pentru asta va trebui să ne vedem într-un alt episod dacă vreți să vedeți în continuare toată seria asta nebună cu casa, pentru că sincer să vă spun, cred că din tot ceea ce fac pe canalul ăsta de YouTube, asta îmi place cel mai mult, cu toate că și seria de web design îmi place, dar nu știu, am o conexiune așa, o vibrație, să spunem, cu această serie legată de casă și am văzut că și vouă vă place foarte mult și vă apreciez și vă iubesc pentru asta și dacă vreți să ne vedem în continuare, apăsați butonul ăla acolo și ne vedem în episodul următor. La revedere!